Încălzirea globală ar putea provoca daune catastrofale economiei mondiale, arată un studiu. Schimbările climatice ar putea diminua economia globală cu 2,5 trilioane de dolari. Scăderea va veni din zonele afectate de evenimente climatice, extreme și alte dezastre cauzate de schimbările climatice. Scăderea va veni din zonele afectate de evenimente climatice extreme și alte dezastre cauzate de schimbările climatice. Nu există niciun scenariu în care încălzirea globală nu afectează întreaga economie, a declarat profesorul Simon Dietz de la Universitatea Londoneză de Economie, autorul studiului, în care s-a folosit un scenariu modelat de calculator. Profesorul mai spune că acest scenariu poate fi evitat dacă vor fi implementate mai multe strategii privind încălzirea încălzirea globală și că firmele din domeniul combustibililor fosili vor avea de pierdut pe viitor. Banca de stat a Angliei, Banca Mondială, au atras atenția de mai multe ori cu privire la pericolul încălzirii globale în economia mondială, iar țările din G20 au cerut o cercetare în acest sens. În luna ianuarie 2016, la Forumul Economic Mondial s-a stabilit că cel mai mare pericol pentru economia mondială anul acesta este un eveniment catastrofal cauzat de schimbările climatice.